Ionuța și Mărie acum au ajuns și ele la o vârstă și stăteau de vorbă pe prispă. Tu, Mărie, tinerii din ziua de azi sunt mult mai destrăbălați. Da, tu, tătă ziua ar prânti fetele în căpchițele cu fân. S-ar sui pe ele în jură, în lemnărie, ba și în cămară, între borcane. N-aveți tu, Lenuță? Acum ar fi trebuit să fim noi tinere. Ioan și cu Gheorghe la lucru fânului să pun într-o pauză la umbră și trag câte o țigare. Măi, Gheorghe, tu care ești deșteptul satului, eu am înțeles într-un târziu ce e acela lockdown, dar nu știu ce să înțeleg când aud flockdown. Flockdown? Yeah, flockdown. Măi, eu drept să spun, de flockdown, eu n-am auzit încă, dar cred că știu. Bă, eu bănuiesc că e atunci când se flocăiesc femeile, știi tu, pe-ntre picioare. Flockdown. Și amu dacă la femeia de servicii îi zice cleaning lady. No, bag seama că-i musai să zică flockdown la flocăiala asta, la epilare. Na. Femeia ta a bolunzut-o și pe-a mea cu cosmetica asta, cu epilarea, cu asta. Bă, tu vrei să zici depilarea? Nu, mă. Eu zic despre epilare. Când se tunde femeia pe la locurile ei mai flocoase, flockdown de asta. Bă, nu se tunde. Mă, tu nu știi, mă. Când se flocăie. Se flocăie de tătului. Nu amu, ți-am explicat? Flockdown, adică flocul smuls, jos cu el, fir cu fir. Dar pe duce, mă. Eu nu cred că e de tătului, că de-ar fi de tătului. Doar n-ar face tă la 2-3 luni epilare cu depilare. Adică să și tunde, să rade și numai pe urmă să flocăie cu ceară, cu ceară de aceea hirbite de-i dau și lăcrimile pe obraj. Mă, Ioane, tu ar trebui de fapt să te bucuri că face Măria ta treburi de astea cosmetice. A mea o renunțat. A Emeniu o renunțat? No, băi, Gheorghe, trebuie să te bucuri, bă. Pă asta înseamnă că nu te mai are decât pe tine, bă. Băi, Gheorghe, hai să bem un rachiu și să spui ce noutăți să mai aud prin sat. Noutăți? No. Doctorul l-a scăpat pe Mitru de Rozalia. Mitru o divorțat. Bă, am auzit și eu, vorbea și lumea că Mitru și-a pierdut oarecum interesul pentru sex de la muceleacuri care i-a scris doctorul și apoi a avut numai sfadă cu Rozalia. Nu știu ce leacuri i-o da, că n-a mai fost pe acolo niciun fel de libidou. Bă, nu-i vorba de leacuri, nu știi, nu. Bă, Mitru a lăsat-o pe Rozalia pentru că doctorul i-a recomandat să poarte ochelari. Da. Ioan, foarte curios cu Gheorghe. Băi, Gheorghe, fost ai la oficiu de pensie, datura ești a pensie. Oh, lasă-mă. Fost, am dară că am fost. Bă, și pe când am ajuns, ne-am dat seama că ne-am uitat actele în mașina de ocazie, nu? De unde să le mai adun? M-am dus totuși, m-au întrebat numele, m-au cotat acolo în televizorul acela lor și m-au aflat, mă. Și apoi, te-o crezut că tu ești fără buletin? O zis să mă deștea tot la chimeașă, să vadă dacă scărunt pe chept. Și zice, bade, eu te cred că ai atins vârsta de pensionare, că firele astea cărunte îți dovezi clare. No. Și pe când am ajuns acasă, Iliana mea mă face în toată forma. Și nu se mai oprește, că cum de-am uitat dosarul, că sunt zăpăcit și nu se poate baza pe mine, că nu pot face doi pași fără ea. Cu tăite că eu deja am rezolvat. Eu am rezolvat problema numai cât m-am deștiat la cămașă. Și asta mă tăsfădea și zice că tămâne, mă, îngrămăditule. Mă,
Mă, de ce nu te-ai dat jos și pantalonii? Nu numai chimea așa, că mai căpătai și o pensie specială, una de handicapat.